10 cele mai ciudate legi. Salut oameni buni și nebuni, dar mai mult nebuni, bine ați revenit pe pulzero.com. Eu sunt Puls, iar în acest episod din Top 10 vreau să vă prezint clasamentul celor mai ciudate legi, a celor mai ciudate lucruri interzise și ne vom minuna împreună de ce căcat mai gândești mai mari altor țări. Da, băi, știu că am spus că săptămâna asta voi face un top scurt, dar nu m-am putut abține. Așa că, fără alte detalii, începem clasamentul. Locul 10. Reîncarnarea fără permisiunea guvernului. O lege din 2007, în China, despre măsurile de gestionare pentru reîncarnarea budiștilor în budismul tibetan, a interzis călugărilor budiști să se reîncarneze fără aprobarea guvernului. Asta înainte să moară. Sau cel puțin, grupările religioase să nu recunoască sufletul ca fiind un vechi suflet fără obținerea aprobării guvernului. What the fuck? Ce pana mea e asta? Locul 9. Călătoria în timp. Bine, bine. Doar filmele și emisiunile care conțin acest subiect. Călătoria în timp nu este posibilă. Încă. Doar dacă China știe ceva ce noi nu știm. Anywho, autoritățile chineze au simțit nevoia că reprezentarea călătoriei în timp rezultă o schimbare neserioasă în istoria serioasă, așa că s-au decis să o interzică. Locul 8. Moartea în Parlamentul Regatului Unit. Nu sunt sigur cum te-ar putea băga la pârnaie dacă încalci această lege, dar nu ai voie să mori în Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pentru că dacă cineva moare înăuntru, are dreptul la o înmormântare de stat și, bineînțeles, guvernul nu vrea prea mulți morți faimoși. Alți nebuni, mă, alți nebuni! Locul 7. Dansul în club. Sigur ți se pare și ție ciudat că Japonia, țara dansului nebun, a orașelor gen Tokyo, care sunt recunoscute pentru viața de noapte, nu ai voie să dansezi în club. Să fie ilegal să dansezi în club? Păi, dar e adevărat. O lege care a fost dată în anul 1948, care să protejeze publicul, a însemnat, tehnic, că dansul în public este permis doar în zonele licențiate special și doar până la miezul nopții. Câțiva avocați încearcă din răsputeri să elimine această lege pentru olimpiadele din Tokyo din anul 2020. Știai asta? Locul 6. Încruntat. Dacă te-ai decis să vizitezi Milanul, trebuie să zâmbești. Italienii au dat o lege prin care interzic încruntatul. Practic, trebuie să zâmbești tot timpul, mai puțin atunci când vizitezi pe cineva în spital sau la funeralii. Cei care îndrăznesc să nu respecte această lege vor înfrunta o amendă. Și dacă ți intră soarele în ochi? Și nu ai ochelari? Locul 5. Țipar mort. În Lyme Regis, un mic orășel din Anglia, este interzis să plesnești pe cineva cu un țipar mort. Acum, mă întreb cât de des se plesneau ăștia cu un țipar mort. Hei, dar ce faci? Băbeau țipar mort peste fățeu! În anul 2006, o lege a interzis această tradiție. Pentru că da, era o tradiție să te plesnești cu un țipar mort. Atunci când un grup cu drepturile animalelor în cap au spus că da, chiar nu aveți pic de respect pentru peștele mort, rușine să vă fie! Rușine! Locul 4. Pește în acvariu. La 15 km de Milan este un orășel, Monza, care are și el o lege din asta ciudată. În 2004, orașul a dat o lege prin care îți interzicea să ai un peștișor auriu într-un bol, pe motivul că peștișorul avea o viziune distorsionată asupra lumii și că ar suferi din această cauză. Locul 3. Ketchup. Studenții francezi nu vor mai simți gustul ketchupului atunci când vor mânca ceva la școală. Da, ketchupul a fost interzis în toate școlile din Franța. Asta din cauza că guvernul a simțit cumva că adolescenții consumă prea mult ketchup și că distrug acest preparat care face parte din bucătăria tradițională. Cel puțin dacă nu comazi niște cartofi prăjiți. Atunci e ok să stormi pe gât ketchup cu găleata în școli. Bă, ce stupid! Dar ăștia mâncau cumva ketchupul ăla gol, îl beau. What the fuck? Acum îmi fac tot felul de scenarii în cap. Locul 2. Șlapi. Capri este o insulă din Italia și este renumită pentru turiști pentru că se duc pac, pac, acolo ca să se distreze. Totuși, dacă și tu te decizi, pe viitor, bineînțeles, nu acum, să vizitezi această insulă, încearcă să renunți la șlapi. Șlapii și sandalele care fac zgomot sunt interziși. Băi, băiatule, băi, oameni buni! Nu uitați, nu uitați, nu uitați, nu uitați. După locul 1 mai este locul 0, pentru că vă aflați pe Puls 0. Locul 1. Aproape totul.
cea mai izolată țară din lume. Cred că Coreea de Nord are cele mai bizare legi din astea super ciudate. De exemplu, în Pyongyang, capitala țării, turiștii nu pot folosi moneda locală. Aceștia nici măcar nu au voie să intre în magazine. Că până la folosirea banilor, mai este cale lung, lung de tot. Știi la ce mă refer? Oamenii din Coreea de Nord nu au voie să se uite la televizor, să cânte, să părăsească țara, să-și exprime opinia, să râdă în public. What the fuck, ce-i cu asta, mă? Să creadă în religie, să conducă, să se conecteze cu lumea de afară și nici să poarte blugi albaștri. Nu și blugi negri, doar cei albaștri. Se pare că au fost interziși pentru că această culoare este asociată cu Statele Unite, așa că Coreea de Nord s-a decis să îi interzică. Tot în Coreea de Nord, nu ai voie să spui Coreea de Nord în Coreea de Nord. What? Trebuie să spui doar Coreea. Dacă încalci vreo regulă, te paște pușcăria, mă, pușcăria. Și mai nou, că uit dacă nu vă spun acum, sarcasmul. Regimul a interzis toate criticile indirecte asupra guvernului și al lor lider. Au fost interzise toate expresiile sarcastice precum aceasta este vina Americii sau un prost ce nu poate vedea lumea de afară. O remarcă indirectă asupra liderului izolaționist King Kong. King Jong-un. Mențiuni. Fetele cu sânii mici în filmele porno. Aparent, câțiva politicieni australieni s-au gândit că ce ar fi să banăm pornourile în care apar fete cu țâțe mici? Poate vă întrebați de ce. Motivul este că acest lucru nu ar mai încuraja pedofilia. Joking. În Burundi, într-o perioadă de căcat pentru țară, care s-a încheiat abia în ultimul deceniu, oameni buni, oamenii care mergeau în grup pe jos, din când în când, mai alergau un pic pentru a face sport. Dar, în martie 2014, președintele a interzis joggingul pentru ca aceștia să nu plănuiască cumva activități subversive. Iar din această cauză, mulți membri ai opoziției au fost închiși pentru că au luat parte la această activitate. Ce faci, bă? Te bagi la o alergare pe ascuns? Playback. E, bine, nu chiar peste tot. Te mai poți prosti singur în baie. În anul 2005, președintele Turkmenistanului a banat playback-ul pentru a păstra cultura adevărată. Acesta a mai interzis opera și baletul, spunând că nu sunt necesare. Măi, ce bou. Scrabble. În anii 80, în România, Ceaușescu a interzis jocul de Scrabble pentru că era subversiv și rău. Adică acest joc periclitează și subminează ordinea internă a unui stat și este împotriva ideilor, a valorilor acceptate în general sau care se desfășoară în ascuns și este ilegal. Băgăm și noi o ilegalitate? Din fericire, această interdicție nu mai există. Iar în țară există și o federație de Scrabble care găzduiește turnee pentru jucători. Ce ciudat era să mai am această lege de căcat. Voi ce părere aveți? Ouă Kinder. Ouăle Kinder, cu surprize, sunt foarte populare în mai toată lumea. Dar aceste ouă de ciocolată care ascund o mică jucărioară înăuntru lor au fost interzise în Statele Unite. Motivul? Sunt îngrijorați că aceste jucărioare ar putea fi înghițite sau că cineva s-ar putea aneca, deoarece aceste jucărioare sunt învelite într-un produs de mâncat. Dar ai voie să te duci cu arma la McDonald's sau mai rău? La școală. Stilul părului. Guvernul iranian a dat o lege în care erau precizate frezele care erau ok pentru bărbați. Asta prin anul 2010. Astfel, a fost interzisă coada de cal, muleturile sau frizura de puls. Frizurile care au prea mulți țepi. Mâncatul gumii. Ei, nici chiar așa. În Singapore a fost interzis importul sau vânzarea de gumă, ceea ce este imposibil pentru localnici să facă rost de gumele care îți rezolvă putoarea aia din gură. Există totuși o excepție, și anume poți avea și mânca gumă dacă ai vreo prescripție medicală. Legea inițială a fost în anul 1992, când cineva, cumva, a reușit să oprească un autobuz din ăsta public mâncând gumă. Cumpana mea, mă! Ceva mâncare. Marmita și Ovaltine sunt două dintre cele mai populare produse nepermise de o lege daneză care necesită aprobarea guvernului de a le mânca. Stai cu borcanul pe masă și te întreb dacă nu cumva faci pușcărie dacă îți ungi o felie de pâine cu gem din ăsta. Legea a intrat în vigoare în anul 2004, provocând probleme pentru producătorii și magazinele mici, care nu au putut obține aprobarea guvernului. Reclamă la alcool. La sfârșitul anului 1990, în India, a fost interzisă reclama la alcool. Foarte multe companii au încercat să ocolească această lege prin promovarea produselor surogat, folosind numele de marcă al băuturii alcoolice, adică pe românește s-au căcat și tăți s-au uns. Red Bull.
Bine că această lege nu mai există. Dar până în anul 2008, în Franța, această băutură care îți dă aripi a fost interzisă din motive care conține în rețetă taurină cu chimicale. O travă la doză? Vrea cineva o travă la doză? Băi, tu vrei niște o travă la doză? Cam o am ieftin. Compania a început să vândă licoarea magică pentru cei care muncesc noaptea fără taurină. Și uite așa, am încălecat pe oșa și am zburat. Hăt, hăt! Poze cu casa președintelui. Guvernul Africii de Sud a anunțat interzicerea selfie-urilor cu casa președintelui în spate. Sau, na, bine, cum vreți. Fotografierii casei acestuia. Chiar și pentru reporte. Bineînțeles că în mod natural și cum este normal, majoritatea publicațiilor i-a durut în puls și au fotografiat-o în ciudă. Mă întreb oare ce s-ar fi întâmplat dacă i-i lua casa foc? Se mai auzea la știri sau nu? Bine. Se auzea, dar se mai vedea la știri sau băga cum bagă ăștia la majoritatea știrilor? Arhivă în partea de sus. Joacă în casino. Nu ai voie să te joci în casino dacă ești din Monaco, în ciuda faptului că pentru asta este faimos în lume. Se pare că această lege se datează încă din 1860, când nu știu ce prinț i-a fost frică să nu-și piardă toți banii la păcănele. Bineînțeles că pentru turiști este în regulă să-ți pierzi banii acolo. Să rămâi fără benzină. Este interzis să rămâi fără benzină pe Autobahn din Germania. Iar dacă te gândești să pornești pe jos până la următoarea benzinărie, îți este interzis și acest lucru. Pe românește, ai beli pulsul. Să cânți My Way de Frank Sinatra. Bine, această lege nu este înregistrată, dar totuși, majoritatea cluburilor de karaoke din Filipines au interzis această melodie și majoritatea patronilor refuză acest cântec chiar dacă l-au în playlist. De ce? Această melodie a provocat moartea cel puțin 6 persoane din cauza că niște criminali au ucis cântând My Way! Stai că nu pot. My Way! My Way! My Way! My Way! Acest fenomen a fost numit My Way Killings, pentru că pe română sună prea ciudat, oameni buni. Jocurile online după miezul nopții. O lege din 2011, cunoscută ca legea Shutdown, le-a interzis copiilor sub 16 ani să mai joace jocuri video online noaptea, până la 6 dimineața. Recent, autoritățile au decis să reducă pedeapsa doar dacă părinții cer acest lucru. Legea a sărit în ajutorul celor care erau dependenți de jocuri video, iar ăștia nu-s ca noi oameni buni. Păi când încep un joc, mor, mă! Mor! Winnie de pluș. În Tuzin, un mic orășel din centrul Poloniei, Winnie Căcățelul, Winnie Pulsatul, Winnie the Pooh, sau în română Winnie de Pluș, Winnie the Puls, a fost interzis pe terenurile de joacă. Autoritățile s-au contrazis că căcățelul este pe jumătate gol și este un sexual dubios și că este nepotrivit pentru un copil. Schimbatul becului. În Victoria din Australia, nu ai voie să schimbi un bec dacă nu ești electrician. Cei care nu respectă această lege vor suporta o amendă de până la $10 australieni. Mai ieftin decât un electrician. Vorbit de rău. În 2005, primarul unui oraș din Columbia a dat o lege în care nu ai voie să vorbești de rău de cineva. S-a contrazis cu echipa lui și a spus că această lege poate face diferența dintre viață și moarte pentru rezidenții orașului. No comment on this shit! Scuipat. Pentru a opri răspândirea gripei porcine în anul 2009, primarul unui mic orășel din Franța a interzis scuipatul. Nu muri. Într-un mic orășel din Spania, într-o perioadă, a fost ilegal să mori. Cei 4.000 de locuitori ai orășelului au fost nevoiți să stea în viață până când autoritățile au putut cumpăra pământ ca să construiască un nou cimitir. Această lege neobișnuită a fost primită cu mult amuzament atât de politicieni cât și de locuitori. Aaa, drăguți, nu aveți voie să muriți, dragi concetățeni, pentru că nu avem unde să vă îngropăm. Aaa! Surprinzător, mai sunt legi din astea cu nu muri. Spre exemplu, într-un orășel din Brazilia, Brazil! Ha! Un primar a dat o lege asemănătoare, dar cu un alt motiv. Cetățenii orașului nu aveau grija corespunzătoare de sănătatea lor. Pupic! Italia este considerată o țară foarte romantică. Totuși, ai grijă când îți pup partenerul în această țară. În Eboli, un orășel din sudul Italiei, este ilegal să-ți pupi partenerul într-o mașină care se află în mișcare. Dacă încalci această lege, primești o amendă de câteva sute de euro. Aspirator. În Melbourne, Australia, este ilegal să dai cu aspiratorul în timpul săptămânii, între 22 și 7 dimineața, iar în weekend de la 22 până la 7 dimineața. Vum, vum! Bărbatul femeie.
Tot în Melbourne, Australia, este interzis să te îmbraci ca o femeie dacă ești bărbat. Conform unei legi vechi, este ilegal să apari în public îmbrăcat cu o roche fără bretele. Mașina murdară. Într-un oraș din Rusia, este interzis să conduci o mașină murdară. Dacă conduci o mașină care nu este destul de curată, ești amendat cu cel puțin 30 de euro. Băi băiatule, cred că e mai ieftin să... Habar nei! Fără animal. Când ai să vizitezi Granville, o comună din nord-vestul Franței, nu uita să-ți lași elefantul acasă. Sau cel puțin să nu-l aduci pe plajă. Conform unei legi din 2009, elefanții nu au voie pe plajă. Cred că această lege este pentru circarii care își aduceau elefanții pe plajă, iar aceștia se căcau printre turiști. Cântat. Hawaii este considerată una dintre cele mai tari destinații turistice din lume, dar cei care vor să cânte noaptea ar trebui să aleagă o altă destinație. În Honolulu este ilegal să cânți tare după ce apune soarele. Plimbă cățelul. În Torino, Italia, este împotriva legii să nu-ți plimbi câinele de cel puțin 3 ori pe zi. Oare la noi cum ar funcționa treaba asta? Stau babile și se uite... Băi, Andrei nu și-o plimba cățelul astăzi! Nimic. Sunt foarte multe lucruri pe care femeile din țările musulmane nu au voie să le facă, cum ar fi condusul, votul, să citească reviste pentru femei și așa mai departe. Dar în Jeddah, Arabia Saudită, femeile nu au voie să folosească nici piscina hotelurilor sau spaurile. Somon. Dacă te trezești în Londra, ai grijă să nu încalci legea 1986, care îți spune că manipularea unui somon în circumstanțe suspecte este ilegal. Așa că ai grijă cu somonul ăla că te paște pușcăria și își urcă somonul pe gât. Pe râu. Jocuri video. Guvernul din Grecia a interzis toate jocurile din țară încă din 2002. Guvernul intenționa să interzică toate jocurile de noroc ilegale, dar din greșeală au interzis toate jocurile video. Mergi direct la pușcărie dacă joci ceva pe PC-ul din dormitor. Alți anticapați. Haine galbene. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Aha, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Aha, direct în prison cu bortă. You know how it is. Aha. Dacă te îmbraci în galben, papuci, șapcă, tricou, chiloți, ajungi direct în închisoare, pentru că în Malaezia este ilegal acest lucru. Culoarea galbenă este considerată culoarea protestatarilor în această țară, așa că guvernul a decis să o interzică în orice articol vestimentar. Numele copilului. În Danemarca, este interzis să pui orice nume vrei tu copilului tău. Poți alege unul dintre cele 24.000 de nume dintr-o listă, iar în cazul în care nu-ți place niciun nume din cele 24.000, iar acesta nu este ceva emblemă de autoturism, trebuie să ceri permisiunea oficialităților guvernamentale. Lady Gaga. După o întâlnire cu Dalai Lama, înaintea unei conferințe în Indianapolis, Statele Unite, pe data de 26 iunie 2016, cântăreața a fost adăugată pe lista cetățenilor străini interziși. Comunismul! Comunismul! Chinez! Chinezesc! Chinez! Chinez! Cântăreața nu are voie să calce deloc în China. Cel puțin așa scrie pe această dovadă de pe care citesc. Hagis. Statele Unite are câteva legi împotriva acestei habarnei. Pare a fi drob. Această mâncare a fost interzisă în America pentru mai bine de 40 de ani. Așa, preventiv, pentru siguranța alimentară. Cred că și-au spus dacă lăsăm această mâncare, nu putem contoriza ce dracu pun ăștia în ea. Hai, mai bine o banăm? Da, 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 așa facem, banăm! Samosa. Un grup extremist din Somalia a interzis această mâncare deoarece au considerat că este prea creștină și ofensivă. Deoarece samosa are 3 laturi, s-au gândit că se aseamănă prea mult cu Sfânta Treime. Alți îndoctrinați, mă băiatule, măi, ci de-a mulți proști în lumea asta. Cartea. Cartea unui mult prea premiat autor din Noua Zeelandă, Into the River, a fost interzisă temporar în toate școlile din țară, după ce a izbucnit un protest, din cauza că conținutul acestei cărți este jignitor și conține foarte multe imagini cu caracter sexual, gratuit. Cartea câștigase nenumărate premii, dar și nu știu ce căcat important de pe la ei, care oricum nu vezi ține minte. Consolele de jocuri. Chiar dacă majoritatea consolelor sunt făcute în China, acestea sunt interzise în această țară pentru a preveni tinerii să-și piardă viețile cu ele, curt și la obiect. Wikipedia. Wikipedia a fost forțată să interzică IP-ul Congresului ca să nu mai acceseze site-ul, deoarece aceștia își schimbau în continuu intrările unul altuia. Cinematografele.
În anul 1980, în Arabia Saudită, s-a dat o lege prin care se preciza interzicerea tuturor cinematografelor, deoarece ei credeau că este o pierdere de timp și că ar avea o influență corupătoare asupra populației. Bronzul. Un lucru ciudat pe care l-a interzis Brazilia este bronzatul în interior. Mă știți voi, cu aparatele alea de te bagi în ele și... Brazilia a fost prima țară care a interzis acest lucru și se aplică pentru toate persoanele de toate vârstele. Dar după cum e vremea în Brazilia, nu cred că ar fi avut nevoie de așa ceva. Salutul. Un german și-a adresat câinele să salute de fiecare dată atunci când auzea Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Bărbatul a fost condamnat la 5 luni de închisoare, deoarece în Germania salutul nazist este interzis. Scaunele cu șine. Înțelegeți aluzia? În loc de scaune cu rotile am spus scaune cu șine? Ok, moving on. Un britanic a construit un asemenea scaun, dar autoritățile l-a clasat ca pe un tank și l-a interzis. Ba-bam! In your ass! Face! Alcoolul în transporturile publice. O nouă lege a intrat în vigoare în anul 2008 în UK, suprimând consumarea de alcool în transportul public din Londra. This shit ain't even bad. Totuși, cu o zi înainte de a intra această lege în vigoare, majoritatea cetățenilor din Marea Britanie au folosit transportul public și au consumat o cantitate imensă de alcool, fără violență. Batik. În ciuda faptului că populația Turciei este 95% muslim, există o lege care este scrisă negru pe alb pentru cei care o pot citi, că este interzisă purtarea baticurilor în public. What? Monoxidul de carbon în carne. Multe persoane nu cunosc acest detaliu, dar monoxidul de carbon este folosit în carne pentru a arăta mai fresh. De obicei, carnea stă fresh pentru 4-5 zile, dar folosind acest gaz, poate arăta fresh pentru săptămâni întregi. Poate arăta bine chiar și putrezită. Japonia, Singapore, Europa și Canada au început să interzică acest tratament, dar Statele Unite insistă că este un procedeu sigur. Poziția pe bicicletă. Graham O'Brien, care a fost poreclit The Flying Scotsman, a câștigat numeroase curse și recorduri mondiale de ciclist. Succesul său era strâns legat de determinare, de bicicleta pe care și-a făcut-o singur și de poziția ciudată pe care o avea atunci când dădea la pedale. Din păcate pentru O'Brien, Uniunea Internațională de Ciclism a crezut că poziția lui ciudată, atunci când pedala, îi dădea un avantaj nedrept, așa că a interzis-o. O'Brien a început să pedaleze într-o altă poziție, tot ciudată, dar și aceasta a fost interzis. Iasomia. Regimul chinezesc a interzis iasomia în toată China. Oamenii nu aveau voie să o vândă, să o crească sau chiar să vorbească despre ea. După Revoluția Tunisiană, China s-a gândit că iasomia are un potențial enorm de a destabiliza societatea. De asemenea, aceștia au mers și mai departe și au cenzurat cuvântul iasomie de pe internet. De pe internet. Nu ai voie să faci nimic, mă. Nimic. Așa vom ajunge și noi dacă... Sunt extrem de multe legi ciudate, dar nu mai am posibilitatea să adaug la mențiuni. Dacă doriți să contribuiți la aceste mențiuni, lăsați un comentariu. Locul 0. Legea grațierii. Marți seară, seară mă, mai bine spus noapte, când toți eram la călduți, în casă, afară frig, guvernul nostru drag a decis că este un moment potrivit să dea o lege care să-i lipsească de închisoare în cazul în care fac ceva de căcat. Și cu siguranță vor face ceva de căcat, altfel nu o dădeau, nu? Voi credeți că sunt proști? Credeți că ei dau aceste legi noaptea doar iarna pentru că totul este bine? Nu. Această lege este cea mai ciudată lege care s-a dat vreodată în România. Poate chiar și în lume. De reținut că niciunul dintre aceste acte normative nu s-a aflat pe ordinea de zi a guvernului. Nici pe cea ordinară, nici pe cea suplimentară, nici pe Facebook, nici pe YouTube. Pe nicăieri, mă, băiatule. Au scos-o rapid din cur și toc, top, hop! Bagă repede acolo că nu ni vede nimeni. Din start trebuie semnalate următoarele lucruri. Modificările la codul de procedură penală, adică cele care privesc denunțurile, controlul judiciar, etc., intră în vigoare din momentul publicării lor în Monitorul Oficial. În cazul nostru, au intrat în vigoare noaptea de marți spre miercuri, dar aceste modificări au efecte pentru viitor. O altă modificare la codul penal, în speță dezincriminări totale sau parțiale ale unor fapte, cum
cum ar fi abuzul în serviciu, vor intra în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, deci în 10 februarie. Este o amânare bizară, care subliniază faptul că în acest interval nu se poate vorbi de efectele legii mai favorabile. Soluția reală este ca ordonanța de urgență să fie anulată printr-o altă ordonanță de urgență dată de guvern sau printr-o lege dată de parlament. Pe scurt, nu vrem ca guvernul să-și dea demisia. Mai ales, Liviu, ăla să nu pleci cu căcatul în cur, în carne. Abuzul în serviciu care cauzează un prejudiciu mai mic de 200.000 de lei nu se mai pedepsește cu închisoarea. Intră în vigoare tot în 10 zile. Asta dacă nu facem nimic. Mai mult, dacă anterior abuzul în serviciu se pedepsea cu închisoarea între 2 și 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică, ordonanța de urgență adoptată de guvern prevede pedepse cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, sau mai bine, cu amendă. Care sunt concret efectele? Judecătorii vor trebui să închidă dosare aflate pe rol. Procurorii nu mai pot deschide dosare noi. Iar cei aflați în închisoare pentru abuz în serviciu cu prejudiciu sub plafonul de 200.000 de lei trebuie eliberați. Altă fază spune că orice act normativ, de la ordin de ministru, decizii de primar și până la hotărâri de consiliu local sau județean, va putea fi adoptat fără riscul tragerii la răspundere penală a emitenților, indiferent de prejudiciu. Având în vedere modificarea prin care pentru noua infracțiune de abuz în serviciu a fost stabilit plafonul de 200.000 de lei, iată un exemplu concret despre cum va funcționa acest scut pentru infractori. Dacă un manager de spital va avea la dispoziție 3 miliarde de lei pentru a cumpăra medicamente, ar putea împărți banii în sume mai mici și contractele să le dea cui vrea el. Familiei, prietenilor, la prețuri supraevaluate, pentru că nu va mai putea fi cercetat. Mai sunt mai puțin de 10 zile și din această cauză iese lumea în stradă. Nu vrem o lege de căcat de la un căcat care nu a făcut un căcat pentru țară. Nu mă înlungesc că mă enervez. O ultimă frază, nebunilor, fanaticilor și toată lumea care se uită în acest moment. Pe românește. Nu cred că realizați că orice funcționar public pe urmă l-ar durea în trișcă dacă ar fura. Voi vă dați seama ce s-ar întâmpla? Ai încercat să plătești ceva și hop, te-ai trezit că nu ai plătit nimic. Poate duc la extrem. Poate. Sau... Am încheiat clasamentul. Înainte să închei videoclipul, vreau să vă spun primul comentariu pe subiect de la episodul anterior. Știam că o să faci topul acesta, fiindcă am văzut pe pulzero.com și să vă arăt secvența necenzurată. Din păcate, nimeni nu a știut secvența cenzurată din episodul anterior, dar o altă secvență cenzurată apare chiar acum. Mi-e frică de bau-bau. Știi videoclipul cenzurat? Lasă un comentariu cu PUS! Urmat de titlu, link și timp. Recompensa este 10 secunde din următorul episod din Top 10. Află mai multe detalii pe pulzero.com. Nebunilor, în clipele următoare voi citi câteva comentarii de la episodul anterior din Top 10. Ioi! Ești prea funny! Mai ales la faza cu bombele nucleare. Ioi! Ești prea fab, man! Prea fab! Fix când s-a terminat videoclipul, a venit fratele meu cu o mască de zombie și i-am râs în față și i-am turnat apă pe cap. Ești chiar bun. Te ador. Puls, mie nu-mi place biologia, dar tu faci să-mi placă. Respect. Nu am mai văzut un top de genul. Inedit. Dăm cu bomba de sare Europa. Eu o să fiu o lunetistă în apocalipsa zombie. Eu mă bucur totuși că nu vor fi zombie. Thumbnail-ul face tot. Ești așa amuzant, mi-ai distrus visele. Orice fan de Walking Dead, ca și mine, te-ar ucide acum. Mișto topul, abia aștept următorul top. Plus rep la băiatul aici așa. Nu, visele mele cu zombie. Videoul începe la 0000. Thanks me later. Am învățat mai multă biologie azi decât în 7 ani de școală. Doar eu sunt suficient de ciudat încât să-mi pară rău că Pulz are dreptate? Nu uitați, dacă comentați la acest videoclip, puteți apărea în următorul episod din Top 10, dar și în clasamentul nebunilor de pe pulzero.com.
Steinbach, vă iubesc. Fără voi nu aveam posibilitatea să termin acest clasament în timp util. Pentru că vreau să mă revanșez în continuare. Veți auzi mesajele personale din partea celor care m-au ajutat. În afară de Andrei, că el n-are microfon. Ce vrăjală. Salut, eu sunt Sebi și recomand Puls Zero pentru o experiență ce o să te lase fără puls. Ah, și sunt un unicorn frumos. Vrei să ai Puls Zero? Atunci uite-te la Puls Zero. Ah, să știi că să fii zombie nu e așa rău. Canalul lui Puls e dubios. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu. Vreau să salut nebunii care îl urmăresc pe Puls și în plus puteți intra pe canalul Kenzo Music pentru experiențe muzicale de calitate. Te iubesc, Puls. Ar fi mai multe de spus, oameni buni și nebuni, dar mă lungesc și nu este în interesul nimănui. Dar vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați dat subscribe. Acum suntem 20.000 de nebuni care trăiesc și se simt bine într-un singur loc. No haters, no motherfuckers, no shit! Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod din Top 10. Scrieți-mi într-un comentariu părerea voastră despre episod sau dacă știți videoclipul cenzurat pe care l-am prezentat. Dați un like sau un dislike dacă nu aveți chef să scrieți. Puteți da și subscribe deoarece în săptămânile ce urmează voi mai face clasamente pe tot felul de subiecte care au legătură cu Puls Zero.